poveste din Halo 3, asta e clar, și Master Chief is back. Altceva? Da, adică avem trailerul, teaserul ăla pe care l-au arătat era... Era destul de somnoros. Cortana confirmed. Da. OMG! Și așa ajungem la partea mai neinteresantă a conferinței Microsoft, care este dedicată aproape exclusiv Kinect. Îl vedem aici, îl avem în spatele nostru. Ideea este It's a useless hunk of plastic. De data asta, hai să spunem că Kinect a fost, mă rog, tot tot ce a fost We have Sampa. No, erau era altceva. Dance Revolution, da. Yeah. De data asta, Konami. Prezentarea Kinect a fost împărțită, dacă vrei, în două părți, cât de cât bine diferențiat între ele. Kinect for the hardcore games, da. Și crap games. Așa, am văzut între care casual, fost... be politically correct. Da. Casual. Da, ok, crap games. Mass Effect 3. Chiar mai trebuie să mai spun ceva de Mass Effect, în afară de faptul că implementarea Kinectului încăcat. Ce am zis? Deci faptul următorul să... om care o să mai spună că Mass Effect 3 mai are ceva de RPG, o să-l pun la perete și o să-l împușc la peretele ăla din care te îmbrăcai în episodul 2. Fix la peretele ăla. No, ideea e că Mass Effect 3 nu va fi obligatoriu un role-playing game hardcore cum... Nu, o să fie un shooter cu... Hai să fiu serios, de la început, de la primul episod, elementele de RPG s-au diluat foarte tare, lăsând loc elementelor de action sunt de acord, și sunt de acord. Elementelor care îți aduc satisfacție imediat. Însă Mass Effect nu este vorba obligatoriu de role-playing, cât este vorba despre universul creat sunt în jurul povestii și mai ales faptul că povestea este aceeași de când începi primul joc și până termin pe al treilea. Sunt absolut de acord cu tine, dar am mai văzut shootere cu povești. Îmi pușcă pe ea de la marketing, care când văd povestea imediat fug gândul la RPG. Nu, ar trebui câțiva oameni de la marketing anunțați că povestea nu este egal cu RPG-ul. Da, sunt complet de acord, însă faptul că poți să iei decizii în cadrul jocului care să influențeze o lume atât de vastă și da, pe parcursul la 3 jocuri ține doar de RPG. Sunt de acord și cu asta. Însă, o să vă iau acum și o să vă RPG-uiesc pe amândoi cu RPG-ul din Duke Nukem. Ideea e alta. Vreau să ajungem la Kinect. Kinect, în cazul Mass Effect 3, va fi folosit de microfon și atâta tot. Da, uite, însă controlul vocal va veni numai pe Kinect. Pentru da, că... pentru că au spus că se folosesc rutinele făcute de Microsoft, exact, ca să nu-și bată ei capul. E vorba de niște API-uri care make the job. Pentru mine easy. E foarte dezamăgitor, adică singura chestie pe care pot să o fac cu Kinect într-un joc de genul ăsta, Mass Effect 3 mai exact, este că atunci când mi se oferă opțiunea de a alege cum dialog 3. Da, cum vreau să continui dialogul, este să rostesc eu replica de pe ecran. Și el o să mai zic o dată, bine, în forma ei finală, că e un fel de rezumat. Da, hai să o luăm așa. Câți dintre noi, de exemplu, n-au jucat jocuri undeva în crucea nopții, când toată lumea în casă dormea în rest, și tu stăteai acolo și ori click, 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 ori clank, clank, clank pe controller, te jucai, da? E, cum crezi tu că s-ar auzi în mijlocul... Mă rog, știi că noaptea e destul de saudă, destul de sau bine. Sau deși la vecini, da. Așa. Ai geamul deschis, I wanna kill those motherfuckers! Și alalt, I wanna kill those motherfuckers! Și tot așa. Nu se pare penibil că pot să mă duc cu stick-ul și să dau click sau cu mouse-ul să dau... Sunt de acord Redbeard, scuze. Deci, Redbeard, recunoaște, pe tine nu asta te deranjează. Pe tine te deranjează că nu o să poți să țipi și la televizor. Bă, Petrică, dă pe GSP! Da, nu, problema e că... De fapt, implementarea asta nu e o chestie... E un gimmick, aici chiar e un gimmick. Da, care să adauge experiențe. Da. Însă, în timpul luptei, faptul că poți să dai comenzi fără bună. Să mai intri în meniu, să oprești acțiunea, să-i zici tu fă aia, tu fă aia, poți să zici X dă cu puterea Y. And that's what da, the character asta does. Asta trebuie să recunosc. Sau folosești arma aia. Sau... Pentru că în Mass Effect 1 și 2 puneai pauză, da. Selectai din meniul ăla radial... tu folosești arma asta și puterea asta, tu așa. Era o chestie destul de, adică... Anevoioasă. Da, exact. Te scotea un pic din imersiunea pe care probabil sunt, o crea jocul. Sunt perfect de acord cu tine, chestia asta este ok, însă niciun caz, niciuna din astea două adiții bazate pe Kinect nu o să mă facă să... Sunt însă foarte curios... Să nu iau jocul pe PC. Sunt foarte curios dacă faptul că... Kinectul stă în general lângă televizor și din boxele televizorului se aud de obicei sunetele, dacă va influența voice recognition-ul dacă stau să zicem la 2-3 metri pe canapea. O să zic că ce-aș mânca picior de pui. Nu mă, dă bă pe GSP. Altă chestie
Kinect enabled, să zic așa, a fost prezența lui Peter Moore, care a anunțat Kinect pentru toate jocurile eSports. Bine, cele importante. Da, aici a fost un fel de fail, dacă vrei, din punctul meu de vedere. Nu au arătat nimic, a venit a venit, a spus și după aia, după ce s-a terminat conferința la vreo câteva zile, au zis că de fapt nu o să fie în variantele de anul ăsta, ci în variantele de anul viitor. Adică în 13. Da, FIFA 13, fapt, Madden 13, Tiger Woods 13. Stai să vedem că cine e posibil ca anul viitor nici să nu mai fie neapărat consolele astea și o să vedem. E un fel de... Nu, Tiger Woods nu o să mai fie 13, Tiger Woods o să înceapă un serial nou care va fi porn. Așa, da. Cu amantele lui Tiger Woods. Cu violență... Domestică. Domestică, exact. Da, ar fi tare. Mergem în de South Park chestia asta. Exact, exact. E, și dacă am vorbit de EA, hai să vorbim și despre Ubisoft, că avem aici oficialul Ubisoft Off Duty, ca să zic nu așa. Nu știu, eu nu știu de asta, nu știu, nu știu. Care au venit cu... Ghost Future Recon, Soldier. Future Soldier, un joc al cărui beta trebuia să-l jucăm vara trecută. Da. Ei, Future Soldier, într-adevăr, este unul dintre cele mai amânate jocuri ale noastre. La... În conferin... I am alive. Am zis una dintre. Oricum, încă nu am ajuns la 16 ani. Suntem forever, suntem încă bine. Hai să-ți mai spun o chestie. În conferința Microsoft au prezentat doar Kinect Related Stuff. Cum customizezi arma. Ok, looks interesting. Gimmicky but nice. Da, așa. Și au arătat și faza că poți să joci doar cu Kinect. That looks crap. Nu o să se întâmple niciodată treaba aia. Cu faza de alea. Și zici că te lupți Kung Fu. Dacă cineva stă și se uită la tine, zici, ia uite-și pătiliul ăsta. No, Wipeon Customization și mi-a adus aminte de interfațele pe care le-au adus ecranele cu touchscreen mai noi. Adică la modul pinch to zoom, use that. Mie mi-a pe nice. Weapon customization în Future Soldier mi-a adus aminte de Army of Two. Mă rog, în Army of Two nu exista Kinect și alte chestii de astea, dar cam la fel, tot puneai chestii pe armă și la sfârșit puteai să o faci ca un bling bling de aur. Da, da, aveai control vocal. Da, în schimb, dacă demo prezentat în cadrul conferinței de presă de la Microsoft, acest demo de Kinect usage, a fost ok-ish. Demo pe care l-au prezentat Ubisoft în cadrul propriei conferințe de presă a fost What the fuck am I looking at? Yeah. Adică înțeleg de ce a fost amânat atâta vreme. Take notes and send forward. Așa, ca să nu intru în driver. O să ajung și la driver. Nu, despre driver nu vorbesc. Despre Ghost Recon Future Soldier, tot ce pot spune e că... The cake is a lie. Ceea ce ați văzut nu reflectă neapărat ceea ce o să primiți. Și cu asta deja... Am zis prea mult. Ok, surprise us. Așa, until I see a new build, I'm skeptical. The producers will. Do it. Așa, e, și lasă-mă să zic și două cuvinte de Forza Motorsport 4. Da, e subiectul tău, mașini, simulation, thingy-thingy. Din ce am văzut, are tot potențialul să se ridice peste GT5 și... That's ziceam de Gears of War 3 mai devreme. E, cred că, din punctul meu de vedere, Forza Motorsport 4 e peste Gears of War 3 în topul meu personal de ce aștept pe Xbox. Așa, chiar sunt curios ce au făcut și cu ce inovații și gimmick-uri o să vină. Mă rog, legat de Kinect, o să ai head tracking și să te uiți prin mașini. Chiar mă lasă rețetă. Cred că auzi și eu de voice control, nu știu exact. Da, probabil sincer, meniu sau ceva. Îți dai seama, nu interesează pe mai nimeni chestiile astea. Stop, motherfucker, stop. Deci nu interesează pe mai nimeni chestiile astea. Da, e vorba de un joc care promite cel puțin să se ia la bătaie cu GT5 care a oferit tone de conținut, sute de ore de gameplay. Cum și... Cum să zic, ziceam mai devreme, bring it on, bitch. Exact. Da. Așa. Ei, și acum treci liniștit la Crap Games. Păi, voi trece mai întâi prin faptul că au anunțat un nou dashboard, al patrulea dashboard pentru New Xbox. New Xbox Experience. Care... Deja e... Da, a fost habit, Blades, da. New Xbox Experience, Kinect Dashboard și acum vine noul Kinect Dashboard. Da, Kinect care aduce interfața de pe Windows Phone 7, care nu e rea deloc, în experiența Xbox. We've got... Voice navigation, touch navigation, bine, touch, waving navigation. Mai iertați 2 minute, mă duc să borosc. IPTV something, care nu o să fie available în România. UFC, crap, da UFC, chestii ESPN, chestii pe care noi nu o să avem, la care noi nu o să avem acces. Și chiar dacă am avea acces, nu ne-ar interesa. Însă, ce am văzut arată ok. Dacă asta e Kinect only, dacă se va păstra interfața clasică pentru gamepad, sunt de acord și cu asta. It's ok. Hai să mergem la casual. Hai să mergem la casual.
pe jocuri așa ne-a lovit moalele capului, ca să spun așa. Rise, primul. Rise este Project Kingdoms. Crytek. Fostul Budapesta. Joc, da, Crytek, care de fapt este un melee brawler first person în care poți să spargi capul la oameni și să dai cu capul în gură. Sunic, să-i pe Hoivelin cu asta, că cred că se mega Budapest. We'll have subtitles for that, I hope. În orice caz, ideea e că studioul Budapesta care a început acest joc s-a închis între timp, sau de fapt nu s-a închis, s-a micșorat. Da, s-a reprofilat. Exact. Pe jocul de platforme mobile, acum jocul este în studioul de la Frankfurt, care a realizat și Crysis 2, de altfel. Și din ce am văzut, meh. Da, adică nu știu cât de realizabil e ce au arătat în trailerul ăla. Știm cu toții că din punctul de adică vedere al... Adică ei vor să facă un fel de Infinity Blade cu Kinect, da, dar nu. Da, din punctul de vedere al responsivității, Kinect, it's not the best tool around. Așa că nu știu cum o să reușească ei să facă treburile alea cu bate, te bagă scutul, dai cu capul în gură și așa mai departe. În schimb, dacă ăsta a fost un joc care, mă, vorba ta, mech, Disneyland Adventures s-a părut așa ok for the kid in you. Adică stăteam pentru și copilul din tine. Stăteam și ne uităm, adică mai degrabă m-a jucat cu Kinect jocul ăsta decât m-a jucat Ghost Recon Future Soldier. Tu și surioara ta de 7. Sau surioara ta de 7. Așa. Nu e pedofil, doar că n-are răbdare. Da, ideea e că Disneyland Adventures te lasă să explorezi parcul de distracții, celebrul parc de distracții Disney. Da, cu toate Disney. Personajele Disney, Mickey Mouse. Poți să-l iei pe Mickey în brațe. Mickey Mouse, Minnie, Donald, Pedober și așa mai departe. Poți să joci diverse joculețe în care trebuie să aduni monede. Eu știi ce mi-ar fi plăcut să fi făcut? Să fi făcut un tur pe bune, la modul să poți te dai în ride-urile de acolo și așa mai departe. Da, păi așa aș să-mi pușcau singur în picior pentru că nu mai mergea nimeni la... But maybe I would buy Kinect for that. Așa. You already did. Așa. Trecând de la Disneyland la Star Wars. Wow. Yeah. Wow. New low. New low. Lucas, ar ști ce au zis Lucas că o să se concentreze să facă ei de acum jocurile. Că Star Wars Force Unleashed 2 a fost atât de bun încât tocmai de ei. Star Wars Force Unleashed 2 a fost atât de bun. Da. Așa. Exact. Ok, it looked like crap. Probably it smelled like crap. It looked like crap. It must be crap. It must be crap. Da. But it's a Kinect game. Yeah, crap. Dar dacă, crap in a box. Cum se cheamă? Dacă a urmat ceva mai crap decât Star Wars Force, mă rog, Star Wars Force Kinect, dar nici whatever. Deci putem să zicem Flatulus ex machina. Kinect. Așa, dacă ceva a fost mai prost decât Star Wars Kinect, e ce urmează după. Yeah, Fable, The Journey. Da. A venit... It's not an on-rails game. Da, a venit Peter Molyneux. No, it isn't. Da, a venit Peter Molyneux să ne prezinte nou un joc Fable, care, wow, este un on-rails shooter. Why? Harry Potter o să se arunce de pe bloc. Deci a fost întrebat, e on-rails la care Molyneux a zis, oui, mais non, mais non. Deci în prezentarea de Game Trailers cred că a zis de 19-20 de ori că nu e un rail și lumea era yeah, right. Da, așa. Cum Fable este un role playing game hardcore și și nu împrumută elemente din World of Warcraft și Sims. Nu. Este cel mai joc original, da. Yeah. Ok, tocmai am... Nu, Fable the Journey, vreau să vorbesc puțin despre el. Zi. Ideea e că jocul ăsta a arătat control al trăsurii cu Kinect. What the fuck were they thinking? Și faptul că era într-un camp din asta de troll, whatever the fuck they were, și it was pretty much on rails, as da, I could nu, see nu. It. Vei putea călători nestingerit prin toată lumea din Fable. Yeah, right! Da, atâta timp cât stai pe calea prestabilită. Așa, da, a fost, ca să spun, un alt rahat cu Kinect, da? Și după aia a venit un joc de la care aveam niște retenții, oare, da. Cum era de la Tim Schafer. Da, Tim Schafer care, ce pot să spun, Monkey Island, Full Throttle, Grim Fandango, Psychonauts, și așa mai departe. Total Legend, Așa, Sesame Street, Once Upon a Monster, la care ne-am uitat așa. Problema știi care e probabil... Cel puțin cu din punct de vedere cultural. Faptul că noi nu am crescut cu Sesame Street, pentru că la noi nu este
America sau Anglia. Da, e perfect, te înțeleg chestia probabil asta. Probabil există da. Și un